Atunci, bună dimineața și din Alba Iulia. Am văzut o prezentare interesantă despre autobuze electrice. Pe mine m-a interesat în mod deosebit, deoarece avem un proiect pe baza unei finanțări prin care vom achiziționa 13 autobuze electrice și 5 stații de încărcare de mare capacitate și probabil sunt multe alte municipii care implementează un astfel de proiect. Deci există șansa să adăugăm și alte orașe românești la lista prezentată. Acum, despre cargo biciclete, trebuie să vă spun că Alba Iulia a desfășurat, începând cu 2017, un proiect foarte interesant care s-a numit și se numește Alba Iulia Smart City, proiect pilot prin care au fost implementate 106, mă rog, testate 106 soluții. Personal, și sunt Valentin Voinica împreună cu Ioana Ciolocca, colega mea, am lucrat pe Smart City, iar în momentul de față lucrăm pe proiectul City Changer Cargo Bike. Este un proiect Orizont 2020 și încercăm să vedem cum cargo bicicleta poate schimba sistemul de mobilitate urbană și peisajul orașelor din România. Subiectul nu este foarte des abordat în România, din păcate, și sper să vă conving că în cazul cargo bicicletelor discutăm de soluții foarte interesante și actuale pentru mobilitatea în orașe. În primul rând, ne punem problema dacă discutăm de o inovație, de un mijloc nou de transport, dacă există un istoric al utilizării. Răspunsul evident este nu. Cargo bicicletele au apărut la începutul secolului 20, au devenit comune în vestul Europei, în special pentru livrări de produse lactate, brutărie, măcelării și așa mai departe, în condițiile în care automobilele erau extrem de scumpe. Situația s-a menținut în perioada interbelică, dar a început să se schimbe foarte mult, începând cu anii 50, când furgonetele au devenit accesibile și, practic, cargo bicicletele au dispărut din peisajul orașelor. Începând cu 2000, înspre țările nordice, în special, a venit inițiativa, pentru că acolo au avut și o mare popularitate, au reapărut modele actualizate de cargo biciclete, care, desigur, că permit noi performanțe, pentru că au noi tehnologii. Materiale mai ușoare, sisteme de transmisie cu multiple viteze și, în ultima perioadă, partea de biciclete electrice cu acumulatori care permit un ajutor serios, în special în orașele care au nivel semnificative. Trebuie să știți că sunt câteva modele frecvente de cargo biciclete. Primul model a fost cel care are o platformă pe care se poate pune un bagaj ușor, 25-30 de kilograme pe roata din față. A urmat bicicleta cu cadru alungit, care are o zonă de bagaje pe roata din spate. Bicicleta alungită, poreclită și long john. Una din cele mai des întâlnite cargo biciclete e cea cu trei roți, popular numită și backfits, adică o bicicletă cu un coș. În ultima perioadă au apărut biciclete pentru sarcini foarte mari. Foarte mari însemnând până la 350 de kilograme, adică discutăm practic de o mini furgonetă. În privința prețurilor, așa cum e de așteptat, o cargo bicicletă este puțin mai scumpă decât o bicicletă obișnuită. În cazul produselor mai simple pentru sarcini mai ușoare, discutăm de 1000-2000 de euro, iar bicicletele cu patru roți, cu sprijin electric sau pentru aplicații speciale, în special comerciale, pot depăși 10.000 de euro în funcție de configurație. În primul rând, trebuie să ne gândim la soluția de cargo biciclete ca o soluție de rezolvare a problemelor pe care le avem în zona de trafic și de poluare.
Dar nu numai, o să vedeți că discutăm și de sănătatea cetățenilor dintr-un oraș, precum și integrarea cu soluțiile de rezolvare pentru problemele de mediu. Dacă am menționat niște prețuri de la firme de mare tradiție, deja cu peste 20 de ani de producție de astfel de soluții, mă bucur să vă spun că au apărut producători români care tatonează acest domeniu și în imagine aveți trei modele, de la un mini cargo care e circa 800 de lei, o bicicletă senior pentru sarcini de genul 30-50 de kilograme, undeva la 1500 de lei, și o tricicletă Backfit cu trei roți, care e undeva la 2900 de lei. Spre comparație, o bicicletă identică de la o firmă de tradiție din zona nordică a Europei este undeva la 8500 de lei. Deci există în momentul de față alternative rezonabile pe piața românească. De multe ori suntem întrebați de ce ar fi cargo bicicleta o soluție veche de peste 100 de ani, o soluție pentru mobilitatea actuală în orașe. Pentru că sunt sigure, pentru că au un preț convenabil, pentru că majoritatea sunt foarte ușor de întreținut, necesită cunoștințe minime, sunt ecologice, dar pentru că îmbunătățesc starea de sănătate din oraș, lucru care le face ca să fie preferate de familii, IMM-uri, organizații și din ce în ce mai multe administrații publice locale. Desigur că o cargo bicicletă este gândită în primul rând pentru transport de marfă, de aici și numele ei, dar lucrurile au evoluat extrem de mult, în special în ultimii 10 ani, când cargo bicicletele sunt în centru unei tranziții culturale. Este deja o modă, sunt vizibile, reușesc să capteze atenția și să îmbunătățească interacțiunea socială. Sunt preferate și de turiști care doresc să acceseze centrele orașelor. O să vă prezint câteva domenii și sper ca acest capitol să dea câteva idei participanților. În primul rând, domeniul alimentar. Serviciile de alimentație, așa cum ați văzut în imaginile de la începutul secolului, au fost printre primele abordate. Vedeți o variantă recentă, este vorba de o firmă de catering care livrează companiilor produse alimentare cu cargo biciclete. Iar în dreapta vedeți o inițiativă locală, una din puținele, din păcate. E vorba de Bicicleta cu Talent, care este o cafenea care poate fi întâlnită în Deva și în Alba Iulia. Este important de precizat că pe baza cargo bicicletelor se pot rezolva cam toate problemele care țin de domeniul alimentației. Nu doar vânzarea propriu-zisă, ci și aprovizionarea, livrarea de ingrediente, serviciile de gestionare și reciclare. Acesta e un prim domeniu. Un alt domeniu foarte interesant este cel al comerțului cu amănuntul. În imagine aveți o florărie din Copenhaga. Trebuie spus că micii comercianți în momentul de față, ca și unele magazine mari, se confruntă cu pierderea de clienți, în special datorită comerțului online. Și există firme mici, multe startup-uri care doresc să își dezvolte o activitate comercială, punând în centru cargo bicicleta. Sunt firme de succes pentru că au un marketing foarte eficient, se pot livra foarte ușor produse către clienți care le comandă și sunt extrem de utile din punct de vedere al costurilor de operare. Aici aș face o paranteză. În momentul în care au început să apară servicii pe scară largă, cum ar fi cele de taxi sau de închiriere de apartamente și de platforme de vânzare online, automat orașele medii și chiar municipii mari
datorită magazinelor puține online, pierd din veniturile locale. Acesta este un aspect care este foarte rar discutat. Diferența majoră între un furnizor online și un furnizor local este la interacțiunea personală, la modalitatea de promovare, dar și la taxele locale. Sunt niște domenii care nu sunt clar abordate în momentul de față, dar este evident că participanții din administrațiile publice care au avut acces la date de buget au putut sesiza contribuția micilor comercianți locali la bugetul local. Un alt domeniu care este în mod normal atașat cargo bicicletelor este cel de livrare. În condițiile în care asistăm la o concentrare enormă de trafic auto în centrele orașelor, sunt foarte multe orașe în Europa care vor să diminueze poluarea în centru, în special în zonele istorice, și impun utilizarea de cargo biciclete. Așa se face că au început să apară sisteme extrem de interesante, cum este cel din stânga, Curier Centrale din Elveția. Este un sistem integrat între un intercity și o livrare finală cu cargo bicicleta. Iar în dreapta vedeți una din companiile logistice de top mondial, care în momentul de față a fost obligată să folosească cargo biciclete pentru livrările din centrele orașelor. Iar această tendință se accentuează. Un alt domeniu este utilizarea de către familii. Nu sunt numai modalități eficiente și rapide, sunt și modalități sigure de transport al copiilor. O cargo bicicletă poate transporta uzual 1-2 copii, jucării, cumpărături și așa mai departe. Iar astfel de acțiuni pot fi foarte bine sprijinite de asociații locale și în stânga aveți o fotografie de la un eveniment local organizat în Oslo de asociația de întâlnire a utilizatorilor de cargo biciclete care le utilizează pentru transportul copiilor. Un domeniu puțin abordat în România este vorba de servicii sociale și servicii comunitare care pot fi mai inovative. De cargo biciclete care sunt ușor adaptate pe sistem rickshaw pot contribui foarte mult la interacțiunea dintre cetățeni indiferent de vârstă. Și ca exemplu este o asociație numită Pedalăm la orice vârstă, prin care voluntari interacționează cu doritori de vârsta a treia, cu seniori și realizează plimbări în parcuri, socializarea cu restul cetățenilor, împreună și cu voluntari care asigură îngrijire sau livrări la domiciliu. Este un aspect important care ar putea fi abordat inclusiv în România. Nu în cele din urmă discutăm de sectorul public, pentru că acest sector dă ritmul de implementare a unor astfel de noi soluții în oraș. Pe baza potențialului identificat, o administrație locală poate să gândească servicii inovative. În stânga vedeți o inițiativă de folosire a cargo bicicletelor în Alba Iulia pentru reciclarea hârtiei care este generată și nu mai este necesară pentru arhivare în instituțiile publice. În dreapta vedeți un sistem de tip bibliotecă stradală. Desigur că administrațiile pot avea și echipe de intervenție la clădirile municipale care utilizează cargo biciclete în loc de furgonete sau cargo biciclete utilizate pentru salubrizare. Dar de cele mai multe ori rezultate spectaculoase se obțin pentru zonele de informare atât a cetățenilor cât și a turiștilor. Și acum o să trecem puțin spre concret. De ce punem întrebarea ce poate să facă administrația? Pentru că în momentul de față au apărut destule asociații care promovează utilizarea bicicletei ca mijloc ecologic și sănătos de mobilitate,
dar în cadrul cargo-bicicletelor, pentru că investiția este puțin mai mare, discutăm de necesitatea unei implicări mai serioase a administrației locale. În primul rând, modul în care se iau deciziile în Consiliul Local și în primărie trebuie să fie un vector, un model, deoarece dispune de instrumente de influențare formală și informală în privința adopției acestui nou mijloc de transport. Prin aceste instrumente, trebuie să existe o gândire unitară. E vorba inclusiv de aspectele sociale, aspectele culturale, de aspecte de urbanism, de aspecte de implicare socială, de aspecte de dezvoltare pe termen lung, sustenabil, a orașelor. Aici sunt multe oportunități ca proiectele de tip mobilitate să fie gândite nu în sistem vertical. Deci, la astfel de proiecte se recomandă nu gândirea pe verticală de tipul acesta e un proiect de mobilitate, acesta e un proiect de urbanism, acesta e un proiect smart city, acesta este un proiect pentru mediu. Trebuie să existe o gândire unitară în care să se integreze toate aceste aspecte pentru a obține rezultate. Primul instrument foarte important la dispoziția administrațiilor locale este vorba de reglementările la nivel local, care se decid în consiliile locale și se aplică de către primar și organismul din subordinea primarului. Pot fi abordate, așa cum vă spuneam, servicii sociale, servicii de curățenie, servicii de promovare turistică, dar reglementările, așa cum sunt ele aplicate de către partenerii noștri vestici, și la sfârșit o să vedeți cine sunt partenerii din proiect, foarte multe orașe își pun problema limitării, diminuării poluării și traficului, creșterii siguranței cetățenilor și nivelului de interacțiune socială prin limitarea accesului în zonele centrale, prin impunerea de limite de viteză în zonele centrale, prin gândirea unui sistem de hărți pentru bicicliști și de promovare a utilizării bicicletelor și cargo-bicicletelor. Rezultatele din vestul Europei demonstrează că implementarea de infrastructură pentru cargo-biciclete este mult mai ieftină decât implementarea unei infrastructuri auto, iar partea de siguranță în trafic în condițiile existenței acestei infrastructuri este foarte importantă, permite diminuarea masivă a numărului de accidente înregistrate. O să vă dau un exemplu concret de la unul din parteneri, e vorba de orașul Strasbourg din Franța. În primul rând, legislația franceză este comună pentru bicicliști și utilizatorii de cargo-biciclete. Există o autonomie destul de mare de luarea deciziilor la nivelul administrației locale și deciziilor semnate de primar. Există, ca în majoritatea statelor, limitări de viteză pentru vehiculele cu sprijin electric la 25 de km pe oră. Și da, există obligativitatea purtării de căști și echipamente de protecție, precum și semnalizarea corectă a bicicletelor și cargo-bicicletelor. Sistemul din Strasburg a fost dezvoltat începând cu 1970. Dacă intrați pe pagina municipiului, o să vedeți că în momentul de față se pot utiliza 86 de trasee turistice care utilizează biciclete. În stânga jos aveți o imagine de la gara centrală din Strasburg, care are o parcare imensă pentru bicicliștii care fac naveta cu trenul. De curând a fost interzis complet traficul auto în zona centrală istorică. Există un sistem de monitorizare a traficului care va primi și îmbunătățiri în zona traficului bicicliștilor și da, masterplanul de utilizare a bicicletelor este integrat cu planul de urbanism, cu strategia generală
de mobilitate și de dezvoltare durabilă a orașului. E un exemplu interesant cu o politică pe termen lung care promovează mișcarea sănătoasă. De asemenea, administrația locală se poate implica foarte serios prin zona de impozitare și subvenții. Impozitele pentru micile magazine care utilizează cargo-biciclete pot fi mult mai mici. În momentul de față sunt foarte multe orașe mari din vestul Europei care oferă vouchere, subvenții pentru achiziționarea de cargo-biciclete. Sumele uzuale sunt între 500 și 1500 de euro și ele vin în ajutorul micilor afaceriști care vor să dezvolte un sistem de livrare și comerț pe bază de cargo-biciclete. Practic, prin modalitatea în care se asigură această subvenție, se poate obține un ajutor corect direcționat pe zonele pe care municipiul le gândește ca necesare. În imaginea din stânga aveți o mică tonetă care este într-un parc unde este dificil să se instaleze un magazin obișnuit. Aici fac o scurtă paranteză. Conform cadrului legal din România, municipiile care au încercat să acorde vouchere pentru achiziționarea de biciclete sau mijloace alternative de mobilitate au întâmpinat problema impozitării ulterioare a cetățenilor care au primit aceste vouchere și probabil trebuie regândită un pic legislația în domeniu. Zona de informare deja menționată, aș adăuga instrumentul foarte puternic la îndemâna administrațiilor locale pentru promovarea acțiunilor de dezvoltare a sistemului de mobilitate bazată pe bicicletă și cargo-bicicletă. E vorba de sisteme de tip competiții și evenimente. În stânga aveți un eveniment tradițional din Alba Iulia, se numește Mammut Race. În stânga jos este standul de biciclete și cargo-biciclete pregătit pentru zilele mobilității, iar în dreapta aveți un eveniment din Amsterdam, unde o cargo-bicicletă este un media bike. Un domeniu care este foarte rar menționat și unde administrația publică poate foarte puternic imprimată este cel al achizițiilor publice. În momentul în care prin caietele de sarcini se impun achiziții de servicii de tip poștal sau curierat care să utilizeze vehicule cu zero emisii de carbon, cargo-bicicleta devine favorită. Este cumva această posibilitate, este cumva asemănătoare cu recomandarea pe care municipiile o știu de la Convenția Primarilor de promovare a achizițiilor de echipamente și servicii cu emisii scăzute sau bazate pe materii prime reciclate. După cum vedeți, sunt patru piloni foarte puternici care pot sprijini dezvoltarea cargo-bicicletelor. În loc de concluzii, câteva fapte. Avem unul din cele mai îmbătrânite parcuri auto din Europa. În fiecare an discutăm de achiziții 70% de vehicule second hand și asta înseamnă că automat vom genera probleme de trafic și probleme de mediu. Trebuie știut că distanța medie zilnică pentru traseele uzuale parcurse cu un vehicul în oraș sunt de 3-5 km. Viteza în municipiile din România, aici e vorba de o viteză medie, viteza maximă fiind în Călăraș 52 de km pe oră, iar viteza minimă fiind desigur în București 12 km în orele de vârf. După cum se observă, această viteză poate fi ușor depășită de un biciclist sau de un utilizator de cargo-bicicletă. Din punct de vedere al economiilor, în medie discutăm de circa 1500 de euro pe an. Și în privința suportului de infrastructură, există
în consultare un ghid metodologic de infrastructură pentru biciclete. Trebuie să știți că este necesară o infrastructură puțin mai lată a pistelor de biciclete și semnalizări mai vizibile. În medie se recomandă lățime de peste 1,20 m. Cargo bicicletele, în special cele cu 3 și 4 roți, sunt extrem de stabile și de ușor de condus. În stânga aveți cumva o legătură cu prezentarea anterioară, apropo de splitul de trafic. Începem cu un campion european, e vorba de Copenhaga, unde, indiferent dacă e vară sau iarnă și zăpadă de 10 cm, vedeți că utilizarea bicicletelor asigură aproape o treime din mobilitatea locală. Partea de transport public și mers pe jos mai mult de o treime și o treime utilizarea autoturismelor. La Strasburg, ceea ce vedeți cu 8% este media metropolitană, Strasburgul și zona limitrofă. Nu am precizat că Strasburgul în momentul ăsta lucrează la așa numitele eurorute, niște autostrăzi între orașe care să permită deplasarea cu biciclete de tip semicursă cu viteză mare între două orașe alăturate. În zona centrală, Strasburgul depășește 17% în splitul de trafic și propune să ajungă undeva la 25% până în 2025. Și acum o să vedeți situația într-un oraș estic. E vorba de un oraș turistic, Varna din Bulgaria, unde utilizarea bicicletelor este undeva la 1%. Iar în România am găsit o situație statistică doar pentru Sibiu, unde avem de asemenea o utilizare redusă, circa 2%. Probabil prima întrebare este ce facem cu promovarea bicicletelor și cargo bicicletelor în condițiile în care este critică infrastructura. În primul rând, toate proiectele de reabilitare urbană trebuie să gândească pe termen lung și utilizarea acestei infrastructuri, care poate aduce o valoare mult mai mare decât o nouă bandă pentru traficul auto. De asemenea, trebuie văzut din exemplu orașului Strasburg faptul că se pot foarte ușor implementa local niște hărți online dedicate bicicliștilor, unde în absența unor piste dedicate bicicletelor se poate vizualiza un traseu optimizat de străzi paralele cu bulevardele care au un trafic scăzut și pot fi recomandate bicicliștilor. În apropierea finalului, trebuie să vă dau câteva citate care sper să vă placă. E vorba de Ian Gale, probabil cel mai mare urbanist european, care spune că dacă faci mai multe drumuri, vei avea mai mult trafic. Acest lucru este demonstrat statistic. Nu am precizat, dar la fel se întâmplă și cu parcările. Un loc de parcare pentru un autoturism poate fi înlocuit cu parcarea a patru cargobiciclete sau 6-8 biciclete obișnuite. Un număr nesfârșit de clădiri nu fac un oraș sustenabil. Și ultima care sper să vă placă, trebuie o gândire pe termen lung, o gândire strategică, o gândire integrată. În final, majoritatea informațiilor pe care le-ați văzut astăzi și care sper că vi s-au părut interesante sunt din broșura pe care am dezvoltat-o împreună cu partenerii în cadrul proiectului. E vorba de un ghid pentru primari. Mai există și un ghid pentru retailer de cargo biciclete, un ghid pentru comercianți care utilizează cargo biciclete și un ghid pentru familii. Dorim să îmbunătățim acțiunile prin care să creștem rata de utilizare a cargo bicicletelor. Și vedeți cei 20 de parteneri care sunt în proiect. E vorba de Federații Europene pentru ciclism și cargo biciclete, de logistică utilizând cargo bicicletele, Universitatea din Cracovia și în rest orașe și firme, din România fiind Alba Iulia.
Cu drag vă stau la dispoziție pentru întrebări. Mulțumesc foarte mult, foarte interesantă prezentarea. Înainte de a primi întrebările pe care le-au de adresat participanții, vom lansa noi o întrebare. Loredana, dacă te rog frumos, putem să lansăm următorul sondaj. E o întrebare care vine din partea lui Valentin. Lansăm cea de-a treia întrebare. Sunteți interesați să integrați în strategia de mobilitate, planul de mobilitate urbană durabilă al orașului dumneavoastră și partea de cargo biciclete? Vă rugăm să alegeți unul dintre cele două răspunsuri, da sau nu. Avem deja, mi-ați luat înainte, 100% dintre participanți. Toată lumea a răspuns cu da, dar avem doar 39% dintre participanți care au votat. Vă rugăm să dați un răspuns la această întrebare. Dacă considerați interesantă de implementat strategia de partea de cargo biciclete în planul de mobilitate urbană durabilă. 58% dintre dumneavoastră au votat, mai așteptăm puțin. Cred că putem să oprim votarea. Dacă mai vrea cineva să răspundă, să vă rog să răspundeți pentru că am să închid sondajul. După cum vedeți, 100%. Scuză-mă, Loredana, se pare că e o problemă la partea aceasta de sondaje. Mi se spune că nu se poate vota din full screen, ci doar din window mode. Așa că aveți deschisă caseta. Mulțumesc tare mult. Scuze, Loredana, te rog frumos să anunți rezultatele. Da, rezultatele sunt, sper că le vedeți pe ecran. Cei care au răspuns au fost de acord în unanimitate că este atât de interesant încât doresc să implementeze partea de cargo biciclete în strategia de mobilitate a orașului lor. Și pe baza acestui răspuns am o primă întrebare. Au început să curgă întrebări și de la participanți. Spune-mi, te rog frumos, Valentin, dacă voi la Alba Iulia ați integrat deja partea de cargo biciclete în planul de mobilitate, adică dacă deja aveți expertiză, cei care doresc se pot adresa către voi? Deci, în momentul de față, noi avem câteva cargo biciclete pe care le folosim la evenimente. Nu a fost suficient spațiu și timp ca să vă arăt biblioteca urbană, făcută în colaborare cu Biblioteca Județeană, având Lucian Blaga din Alba Iulia. Acolo am avut acțiuni timp de o săptămână, în perioada săptămânii mobilității, cu copiii în parcuri și cei care răspundeau la întrebări primeau cadou câte o carte. Deci avem un sistem de câteva cargo biciclete în cadrul proiectului City Changer Cargo Bike. Vrem să testăm un sistem de bike sharing pe bază de cargo biciclete și în strategia de mobilitate urbană a orașului, în momentul de față avem 13,5 km de piste de biciclete. Există în proiectul care este deja aprobat încă o parte de circa 14 km de piste de cargo biciclete și cargo biciclete, pentru că sunt prevăzute niște piste mai late, deci vor permite accesul. La asta se adaugă cei 3,3 km care sunt în jurul cetății Alba Iulia. Sistemul de bike sharing pentru cargo biciclete va fi proprietatea municipalității. Este o întrebare puțin delicată în momentul de față. Adică voi veți cumpăra cargo bicicletele? Deci în cadrul proiectului vom închiria
câteva cargo-biciclete pe care le vom da la utilizare împreună cu un partener. În funcție de rezultate, există buget pentru biciclete și cargo-biciclete și sistem de share bike în proiectul de mobilitate. Deci acolo sunt prevăzuți bani pentru circa 200 de biciclete. Bun, perfect. Astea sunt niște rezultate pe care o să ni le dorim și noi să le diseminăm, să vedem dacă va prinde această idee de bike sharing. Am să citesc prima întrebare. Cum ar putea fi influențată Poșta Română să procure poștașilor cargo biciclete? Este o întrebare foarte bună. Una din bicicletele noastre inscripționată cu Alba Iulia avea și Poșta Română. Și în varianta inițială am dorit să dăm spre testare o astfel de bicicletă la Poșta Română. A existat o deschidere inițială, dar acțiunea nu a fost pe termen lung. Practic ar trebui reluată discuția cu ei, dar nu numai cu ei, pentru că sunt și firme private de logistică care se mișcă mai rapid, din păcate. Da. Am un comentariu. Velo, activitatea economică în România este sabotată din fașă prin asocierea acestor activități pe coduri caene comune cu transportul auto, lucru total greșit din lipsa legislației specifice. E vorba despre codurile CAEN 4939 și 4941. Acest lucru probabil pornește și a fost menționat în prezentare din statutul neclar al acestor mijloace de transport. Trebuie precizat pentru cei care nu au văzut știrea de săptămâna trecută că în acest moment a trecut tacit de Senat o lege de completare a legislației de circulație în România privind utilizarea trotinetelor electrice. Lucrul ăsta încă nu s-a întâmplat cu cargo-bicicletele. Deci în România se merge pe ideea ce nu e interzis, e permis. Deocamdată. Da. Bun, dacă mai sunt alte întrebări? Dacă nu mai sunt alte întrebări, mulțumesc foarte mult. Acum urmează o sesiune interactivă. Și am să vă rog să vă pregătiți telefoanele, pentru că vă invit să vă conectați pe menti.com menti.com pe telefon sau deschideți o altă filă la calculator. Și acolo unde vi se cere să introduceți un cod, codul este 978387, îl aveți afișat pe ecran. Până când dumneavoastră vă conectați, am să îi spun bun venit încă o dată Anei Maria Baston, consultant pe mobilitate urbană la Ruprecht Consult Köln. Ana Maria, ne auzi? Da, vă aud foarte bine. Pe Ana Maria, cei care ați participat la webinarul nostru de luna trecută, ați văzut-o și ați ascultat o prezentare privind un instrument online de evaluare a planurilor de mobilitate urbană durabilă. Știu că nu discutasem înainte întrebarea asta, Ana Maria, dar după prezentarea ta au fost orașe din România care au făcut acea autoevaluare? Va trebui să verific acest lucru. Între timp au intervenit multe alte traduceri pe care a trebuit să le stocăm online și nu am apucat să verific, dar este următorul pas. Oricum, varianta în limba română este online, au mai apărut și alte limbi între timp și varianta în limba spaniolă, în limba bulgară chiar. Și acum, în cadrul proiectului Low Carb cu țările din Europa Centrală, vom avea noi traducerea ale schemei în online în următoarele săptămâni. Deci vor fi noutăți în limba română pentru publicul din România. Cu siguranță. Bun, văd că deja foarte mulți dintre dumneavoastră au completat răspunsul la prima întrebare în ce oraș locuiți în prezent. E o întrebare pentru a vedea care este acoperirea geografică a participanților.
cei mai mulți din București, apoi din Timișoara, Alba Iulia, Arad, Timișoara încă o dată cu diacritice, Craiova, Târgoviște, Paris, Brașov, Craiova, nu știu dacă am spus. Bun. Cred că a scris toată lumea, mai lăsăm preț de câteva secunde deschisă această posibilitate de a ne spune din ce oraș sunteți. Bun. Trecem la prima întrebare pe bune a acestei discuții și anume, când preconizați, văzând prezentarea de acum câteva minute a lui Valentin, când preconizați că cargo bicicletele vor avea un impact notabil asupra mobilității din orașul dumneavoastră? Am ales trei opțiuni de răspuns, 2025, 2030 sau niciodată. Și până când lumea votează, Ana Maria, aș vrea să-mi spui câteva cuvinte despre proiectul la care lucrezi, unul dintre proiectele la care lucrezi în momentul de față, Low Carb, un proiect care, așa cum am spus în prezentarea de la început, are de toate și trolebuze și autobuze electrice și cargo biciclete. Probabil puțin mai mult în acest moment despre acea porțiune de cargo biciclete din proiectul vostru. Da, mulțumesc Violeta și pentru invitație și pentru introducere. Într-adevăr, Low Carb este un proiect finanțat de programul Interreg Europa Centrală. Este un proiect destul de mare care rulează din 2017 și se va încheia în august, în acest an. Iar în cadrul proiectului am avut doi parteneri din Polonia. Avem doi parteneri din Polonia, orașul Cracovia și un oraș mai mic din suburbiile Cracoviei, se cheamă Skawina, care colaborează împreună pe două proiecte pilot separate. În Cracovia, ce și-au propus să facă prin finanțarea Low Carb a fost introducerea unui subsistem de bike sharing, practic, cuplat la sistemul existent, prin introducerea unui număr de cargo biciclete electrice. Cracovia este deja un jucător vechi pe piața de bike sharing din Europa Centrală și de Est. Ei au deja din 2008 un sistem operațional cu peste 1500 de biciclete, 150 de stații operaționale. Iar în acest moment, întrucât contractul cu operatorul anterior s-a încheiat, au profitat de moment pentru a face o evaluare a sistemului, pentru a identifica și punctele unde acesta poate fi îmbunătățit și de asemenea și de a integra transportul cu bicicleta mai bine cu sistemul de transport nu doar din oraș, ci și din zona urbană funcțională, deci care cuprinde și comunitățile din jurul Cracoviei. Concluziile acestui studiu a fost faptul că în centrul orașului, care este aproape complet pietonalizat și unde livrările la domiciliu sunt limitate, se pot face numai în anumite intervale orare și numai cu pachete de dimensiuni mici, de gabarite mici, până în 100 de kilograme, s-a identificat această nouă nevoie de a deschide posibilitatea locuitorilor din centrul orașului și a micilor firme de a putea face livrări la orice oră prin intermediul cargo bicicletelor nepoluate, deci electrice. Pentru aceasta, Cracovia a lansat deja o mini-licitație care face parte din licitația mai mare pentru alegerea operatorului de bike sharing și în noiembrie anul trecut au ales deja un furnizor de cargo biciclete electrice, un distribuitor local, Neuteno se cheamă, și acesta a livrat deja primele
5 cargo biciclete electrice în decembrie anul trecut. În cadrul proiectului pilot, acestea vor fi operaționale până în iulie în acest an, după care se va face o evaluare și se va vedea cum se poate continua acest proiect pilot și mai ales cum se va putea susține financiar. Da. Multe orașe din România au derulat în ultimii ani lucrări ample de pietonizare a spațiului central, a zonei centrale, și cred că această soluție de aprovizionare cu cargo biciclete ar fi utilă și pentru orașele din România. Foarte interesante răspunsurile la prima întrebare și foarte optimiste, aș spune eu. Mai mult de jumătate din cei care au răspuns au spus că până în 2025, adică până peste mai puțin de 5 ani, cargo bicicletele vor apărea și pe străzile orașelor noastre. Am spus eu să aibă un impact asupra mobilității. Asta e chiar un răspuns foarte încurajator și nu pot decât să apreciez. Următoarea întrebare, care este o întrebare deschisă, adică dumneavoastră, vă las dumneavoastră oportunitatea să scrieți care este părerea dumneavoastră, puteți să dați un răspuns printr-un cuvânt sau printr-o propoziție, cum vă este la îndemână. Care este principala problemă pe care dumneavoastră o identificați în adoptarea pe scară largă a cargo bicicletelor în orașul dumneavoastră? Ana Maria, cu ce probleme s-au confruntat, știi, cumva, cei din Cracovia, pentru că vorbeam de modelul Cracovia din proiectul vostru, au avut probleme de infrastructură, de legislație, poate, sau, nu știu, n-au găsit furnizorii, poate nu s-a prezentat nimeni la licitație? Cracovia este un exemplu fericit din acest punct de vedere, pentru că nu au întâmpinat probleme majore. Pot să spun chiar faptul că ei au intrat în proiectul low carb acum un an și jumătate, deci mult mai târziu decât începutul proiectului, din cauza faptului că un alt partener s-a retras din proiect. E vorba de orașul Salzburg, care inițial a fost propus în proiect pentru o investiție asemănătoare. Iar Cracovia a mulat, practic, acest proiect pilot pe planurile lor care sunt deja în derulare. Și anume acest plan mare de a reface sistemul de bike sharing la nivelul întregului oraș și de a trece pe biciclete electrice. Practic, acesta este țelul lor. Și de aceea au și investit în cargo bicicletele electrice. Iar în a doua etapă a proiectului urmează să achiziționeze aproximativ 60 de biciclete electrice care să fie introduse în sistemul existent, acele 1500 care există deja, și care să deservească și, cum am spus, și comunitățile din jur, pentru că relieful descurajează un pic, este mai deluros în jurul Cracoviei și descurajează puțin utilizatorii să pedaleze o bicicletă obișnuită. Și atunci cu bicicletele electrice se încearcă încurajarea cât de multor locuitori și turiști, bineînțeles, să folosească sistemul. În acest moment, din cauza crizei, sigur că s-a stopat totul, deci licitația pentru aceste 60 de biciclete electrice noi s-a înghețat, dar vom vedea până în vară cum se va rezolva și această situație. Da. Am să citesc câteva din răspunsurile primite. Majoritatea dintre ele înclină spre lipsa infrastructurii, adică lipsa pistelor de biciclete, cultura traficului sau neatenția șoferilor, lipsa spațiului pentru parcări, clima, dezinteresul autorităților, lipsa legislației, lipsa infrastructurii integrate de piste de biciclete, lipsa de coordonare la nivelul administrațiilor publice. Cea mai mare problemă este infrastructura și prostul management al proiectului. În Târgoviște, infrastructura pentru biciclete este sublimă, dar lipsește cu desăvârșire. Cele câteva piste de biciclete desenate cu vopsea pe trotuare înguste nu respectă niciun normativ aflat în vigoare în prezent. Străzile sunt foarte înguste. Reglementările legislative de la nivel național, oferirea de stimulente financiare pentru încurajarea utilizării cargo-bicicletelor de către administrațiile publice locale,
pentru cetățeni, spre exemplu sub formă de vouchere financiare și mai avem, cred că, încă unul despre oferirea de stimulente financiare pentru încurajarea utilizării cargo-bicicletelor de către administrațiilor publice locale cetățenilor. Da. Mulțumesc foarte mult, foarte interesante aceste răspunsuri. Da, infrastructura Batovina. Vom trece la următoarea întrebare în domeniul autobuzelor curate și întrebarea este dacă știți dacă administrația publică din orașul dumneavoastră are proiecte de înnoire a flotei de autobuze cu autobuze curate, proiecte cât de cât concrete, nu foarte îndepărtate ca orizont de timp. Ana Maria, aveți o componentă și de autobuze curate în low carb. Într-adevăr, avem și autobuze curate și tot în Polonia. După cum spuneam, Cracovia împreună cu o comunitate mai micuță din zona metropolitană, din zona funcțională, Scavina, au intrat împreună în proiect. Despre Scavina pot spune că este o localitate amplasată în apropierea aeroportului din Cracovia și tot acolo este localizată și o zonă industrială destul de mare a Cracoviei. Deci, practic, fluxurile de navetă sunt destul de mari. Și se pune problema deja de foarte mult timp a unei conectări mai bune între cele două orașe. În momentul de față există legătura pe cale ferată, sunt aproximativ 12 km între cele două localități. Gara principală, gara centrală din Scavina este acum în renovare, dar foarte, foarte multă lume continuă să meargă cu mașina pe autostradă, bineînțeles. Și atunci Scavina a profitat de proiectul Low Carb pentru a introduce un mini sistem de transport public urban, care până acum nu exista, și cu ajutorul operatorului de transport public din Cracovia a introdus două autobuze hibrid în Scavina, care se lege chiar gara orașului de punctele majore de trafic din oraș, în cadrul unui proiect pilot care se va derula prin finanțare low carb până la sfârșitul proiectului, deci până în august, iar apoi va continua, se va autofinanța, deci cu ajutorul și bugetul operatorului de transport public din Cracovia va acoperi costurile. Da. Și la Oradea există ceva similar, tot în cadrul unui proiect european, au înființat o rută de transport transfrontalier, Oradea, prima localitate din Ungaria, îmi scapă în momentul de față, care este deservită tot de un autobuz curat, un autobuz verde. 18 din cei care au răspuns ne-au spus că da, orașul lor are asemenea planul de înnoire a flotei de autobuze cu autobuze curate. Ăsta este un lucru îmbucurător. Și acum am primit o întrebare din public. Valentin, dacă mai ești și ne mai auzi, da? Am să citesc întrebarea. Ne întoarcem la cargo biciclete. Întrebarea cred că este pentru amândoi, vine din partea Lucei Cristea de la EIP, European Integrated Projects. Salut inițiativa de a discuta despre cargo bicicletă. Există însă evidențe în România pentru creșterea numărului de călătorii cu biciclete comparativ cu numărul de călătorii efectuate cu alte moduri de transport? Din informațiile pe care le aveți, există administrații locale în România care iau în calcul inițiativa de a promova cargo bicicletele? Dacă da, puteți da câteva exemple. Mulțumesc! Eu nu știu, în afară de Alba Iulia, nu știu alte municipalități care să-și dorească să facă lucrul ăsta. De aia am și adresat întrebarea aceea imediat după prezentarea lui Valentin, dacă există interesul de a introduce segmentul ăsta de cargo biciclete în planurile de mobilitate. A fost încurajator răspunsul, toți cei care au răspuns au zis că da, bănuiesc că cei care au răspuns sunt reprezentanții primăriilor care participă astăzi la conferința noastră. Valentin, dacă ai tu alte date. Am prezentat la un moment dat o inițiativă numită Recicleta. Din câte cunosc, o astfel de inițiativă a existat în mai multe orașe din România.
cu diverse rate de succes. Eu unul sunt optimist pentru că proiectele care se fac în momentul de față în zona de mobilitate curată și mobilitate alternativă vor duce indiscutabil și spre zona de cargobiciclete. Cred că principalul inamic este comoditatea și modul de gândire, utilizarea extensivă a autoturismului propriu pentru deplasări scurte, care nu face decât rău și utilizatorilor din punct de vedere al sănătății și mediului. Dar inițiative pe scară largă pentru cargobiciclete nu pot să spun că știu din România. Ele sunt un subiect relativ nou la noi. Sunt politici diferite în vest, spre exemplu, dacă tot s-a menționat în chestionar partea de legislație și partea de subvenții. Strategia depinde de modul în care e gândită mobilitatea locală. Spre exemplu, în Utrecht, Olanda fiind una din cele mai avansate țări, sunt comune, desigur, bicicletele, dar și cargobicicletele. Un rezultat pe care nu l-am prezentat, transportul copiilor se face preponderent de către mămici, deci utilizatorii femei sunt peste 50%. Nu a existat decât un pic de infrastructură. Și apropo de infrastructură, nu înseamnă numai piste de biciclete, înseamnă și parcări, înseamnă și semnalizare rutieră. La semafoarele din Olanda există butoane și acum vor să automatizeze cu senzor de prezență schimbarea culorii pentru pietoni și bicicliști. Deci partea de infrastructură e importantă, dar nu pot să spun că e critică. Trebuie avem de luptat cu comoditatea de a utiliza automobilul propriu. Este critic modelul administrației în schimbarea acestui mod la nivelul orașului. Dar, spre exemplu, ca să revin la Utrecht, există bike sharing, dar 90% din utilizatori folosesc bicicletele proprii. Deci acolo, datorită culturii care s-a dezvoltat în ultimii 30 de ani, primăria nu simte nevoia să ofere un sistem de subvenții pentru că nu e caz. Olandezii au înțeles importanța unui mijloc ecologic de transport și îl aplică. Da. Ce putem să sau ce pot eu să-i promit Lucie e că dacă se vor arăta administrații interesate de acest sistem după conferința noastră, sigur că le vom anunța. Am trecut la o nouă. Da. Doar un aspect a fost menționat în chestionar și e important. Am întâlnit foarte des părerea la noi iarna pe bicicletă și cargobicicletă. Nu e posibil. Nu am pus în prezentare poze cu utilizatori din Danemarca și Norvegia, unde credeți-mă că iernile sunt mai grele ca la noi, care, exceptând 3-4 zile de viscol, în rest utilizează bine mersi bicicleta și cargobicicleta pe perioada iernii. E mișcare și sănătate. E o altă modalitate de a privi mobilitatea urbană. Aici exact. Este principala problemă locală, schimbarea mentalității. Mulțumesc tare mult, Valentin. Am lansat o nouă întrebare. Ea este ultima din discuția noastră de astăzi, pentru că cred că de mâine se termină starea de urgență, o să intrăm într-o altă etapă. Oricum, călătoriile sau deplasările vor deveni mult mai frecvente și am vrut să aflăm ce măsuri s-au luat în orașul dumneavoastră pentru respectarea principiului distanțării sociale în cazul deplasării pietonilor, bicicliștilor și a utilizatorilor de transport public. Îmi pare rău, nu știu de ce n-am mai intrat și e vorba de utilizatorii de transport public local. Am pus câteva opțiuni: lărgirea trotuarelor, amenajarea de noi piste pentru biciclete, suplimentarea mijloacelor de transport public local aflate în circulație,
interzicerea circulației mașinilor pe anumite străzi și deschiderea lor exclusiv pentru pietoni și bicicliști, alte măsuri și vă rog să le menționați în opțiunea de chat, sau nici una. Văd că cele mai multe, sau sunt două opțiuni care concurează, nu s-a luat nicio măsură sau s-a suplimentat mijloacele de transport public, de transport public local aflate în circulație. Bănuiesc că această suplimentare a mijloacelor de transport public se referă la faptul că vom ajunge să avem același număr de mijloace de transport public ca înainte de perioada pandemiei și nu altele. Ana Maria, tu lucrezi și locuiești în Köln de câțiva ani. Ce se întâmplă acolo? Cum s-a pregătit orașul? Da, într-adevăr, în Köln și în acest district al Germaniei, pot să spun că până în acest moment nu s-au dat recomandări oficiale de către guvern din cauza barierelor legale, așa au susțin ei, însă există o presiune foarte mare venită din partea asociațiilor bicicliștilor, care au fac un lobby foarte puternic pentru a introduce măsuri care să vină în sprijinul bicicliștilor și a pietonilor și care să descurajeze, bineînțeles, să descurajeze traficul auto. Și practic au fost peste 30 de asociații de bicicliști locale, împreună cu Asociația Națională a Bicicliștilor, care sunt pe punctul de a realiza practic un ghid pentru administrațiile locale, ce măsuri pot lua acestea în următoarea perioadă. Și în capul listei ar fi o măsură evidentă și foarte ușor de implementat, și anume reducerea vitezei auto, dacă se poate, în zona centrală a orașului și în zonele rezidențiale mai populate, la 30 de km pe oră. În Köln pot să spun că de... de kilometri. Poftim? Da, la Bruxelles au introdus 20 de km. Pe oră, aici au rămas la 30, Tempo 30 se numește proiectul. Deja am văzut că încă au implementat, dar nu este foarte clar dacă tot orașul este acoperit sau doar centrul orașului. Apoi știu că în Berlin au implementat aceste pop-up bike lanes, anume benzi ciclabile temporare, exact, pentru a permite bicicliștilor să circule pe stradă și pietonilor pe trotuar. De asemenea, mai sunt și alte măsuri recomandate, dar până acum nu s-au luat măsuri foarte clare. Încă în cel puțin. Îți mulțumesc foarte mult, Ana Maria, pentru prezență și pentru dialogul nostru. Am să mă întorc tot la biciclete, la un ultim comentariu pe care tot Lucia ni l-a scris. Și, Lucia, aș vrea să îți activezi microfonul și să ne spui tu câteva cuvinte. Valentin menționează schimbări de mentalitate, o prezentare a Mindsets. Mindsets este un proiect la care Lucia a lucrat, un proiect Civitas. Ar fi interesantă pentru audiență. Și te rog, spune câteva cuvinte despre proiect și da, următoarea noastră întâlnire online va fi pe această temă. Mă bucur foarte mult că vei fi alături de noi. Lucia, dacă ne auzi? Da, eu vă aud. Nu știu dacă voi m-au auzit. Bună dimineața! Bună dimineața! Bună dimineața! Mulțumesc pentru această oportunitate, Violeta, și în primul rând felicitări ție și tuturor vorbitorilor. Foarte interesant subiectul, inițiativa este excelentă de a prezenta și pe
și în rețeaua CIVINET aceste informații și aceste, această mode de transport și, în general, discuția despre moduri alternative de transport. MySes nu a fost un program, un proiect CIVITAS, a fost unul dintre primele proiecte finanțate în Horizon 2020. Este un program de cercetare care a analizat caracteristicile de bază ale comportamentului nostru, al tuturor, în ceea ce privește mobilitatea. Deci, practic, s-au studiat acele aspecte ale personalității și ale caracterului nostru, da, care influențează modul în care călătorim. De aceea spun că se leagă foarte mult cu ce spunea Valentin mai devreme și îl salut cu această ocazie. Într-adevăr, ca să impui un nou mod de transport, trebuie să schimbi, să creezi niște inițiative pentru acest lucru și infrastructura este una dintre ele, dar în același timp trebuie să faci persoanele care ar putea să treacă la un alt mod, un mod alternativ de a folosi, mobilitatea, să le faci, să le determini să aleagă acest lucru. Iar aceasta ține într-adevăr de mentalitate, iar sunt tehnici și modalități specifice. Infrastructura, Ana Maria menționa foarte corect mai devreme, sunt moduri din acestea de a scheme de mobilitate, scheme de politici de mobilitate care pot influența acest lucru, dar persoana în sine trebuie să fie conștientă de ceea ce face. Și eu consider că în un moment dat, ca să fie o persoană care trece, care lasă mașina, trebuie să ai anumite caracteristici. Da? Și acele caracteristici să te orientezi către protejarea mediului și am observat că în ultima perioadă toate aceste curente, vezi Greta Thunberg în Suedia și alte curente, influențează modul în care alegem să călătorim în ultima perioadă. Deci este foarte, foarte important să privim nu numai din perspectiva politicilor de mobilitate, dar ceea ce determină persoanele, da, să folosească un anumit mod de transport. Mulțumesc foarte mult, Lucia, pentru această intervenție și pentru propunerea pe care ne-ai făcut-o. Ne apropiem de închiderea conferinței noastre de astăzi. Loredana, te rog foarte mult dacă putem să lansăm ultima noastră întrebare. Da, bineînțeles. Mai avem o întrebare pregătită pentru participanții noștri. Loredana o pregătește. Vreau numai să vă spun că cei care doriți să participați și la conferința de mâine, mâine vom avea alte subiecte, trebuie să vă înscrieți dacă n-ați făcut-o separat pe un alt cod de înscriere. Majoritatea din cei care s-au înscris astăzi s-au înscris și mâine, dar în cazul în care există și persoane care nu s-au înscris de două ori, adică pentru ambele zile, vă rog frumos să accesați linkul pentru conferința de mâine și să vă înscrieți tot la 10:30, tot în fața calculatorului. Loredana, ultimul sondaj. Cum ați aflat de conferința CIVINET? Opțiunile sunt: am primit invitația prin e-mail de la organizatori, am aflat prin canalele CIVINET România de social media, Facebook sau LinkedIn, sau din rețeaua de cunoștințe. Am aflat de la un coleg prieten. Avem deja de ceva timp curg răspunsurile. Avem 63% dintre participanți care au votat. Problema pe care ne-a semnalat-o unul dintre participanți este că trebuie activat modul Window pentru a putea răspunde la sondaje. Este ultimul buton de pe bara verticală din partea stângă a ferestrei principale. Dacă nu reușiți acum, cu siguranță mâine va fi mai bine. Am să închid acum sondajul și iată și răspunsurile. Majoritatea, 55% dintre participanții noștri, au primit invitația direct de la organizator. 35% au aflat de conferință prin canalele social media ale CIVINET România. Și 30%, un procent considerabil, de la colegi sau prieteni. Bun, cu asta
răspuns la sondajele noastre. Eu am să închid acum acest panou. Vă mulțumesc foarte mult pentru participare. Mulțumesc vorbitorilor că au făcut prezentări astăzi în cadrul conferinței noastre și mulțumesc foarte mult Loredanei pentru tot ajutorul pe care mi l-a dat astăzi în organizarea acestei conferințe. Sper să ne auzim și să ne vedem și mâine. O zi frumoasă în continuare. La revedere! O zi frumoasă tuturor și din partea mea!